provin dintr-o familie de stiliști, încă de mic copil mi s-a implementat chestia asta în minte, că Steaua este cel mai mare club din România, de departe, și pe lângă asta reprezintă o a doua casă. Întotdeauna mi s-au oferit șanse, condiții de a lucra, și pot să spun că dacă nu eram la clubul Steaua, probabil că n-aș fi reușit să am anumite performanțe. În vârstă de 32 de ani, Alin Badea este cel mai experimentat sabrer al momentului de la clubul Steaua București. Component al lotului național de sabie de peste 10 ani, Alin este vicecampion mondial și european cu echipa României, iar cel mai bun meci al său l-a făcut în 2013, la mondialele de la Budapesta, când l-a învins pe campionul olimpic Aron Silaghi. Într-un interviu Steaua TV, Alin Badea vorbește despre cariera sa, despre ce vrea să facă după retragere și despre noua sa pasiune, chitara. Alin, ești născut într-o zi de 1 iunie, te consideri încă un copil? Da, absolut. Chiar toată lumea îmi spune chestia asta. Băi, ești născut de 1 iunie, o să rămâi copil toată viața. Chiar dacă timpul trece și te maturizezi, sau e important ca în sufletul tău să rămâi un copil pentru totdeauna. Ce reprezintă scrima pentru tine? În primul rând, reprezintă pasiune, clar, de-aia și fac acest sport. Niciodată n-am făcut pentru partea materială sau, nu știu, obligații, sau în momentul în care am să simt că sunt forțat să fac scrimă pentru alte chestii, clar n-aș mai face. Care a fost cea mai frumoasă zi a ta la clubul Steaua? A fost în momentul în care am câștigat titlul cu echipa la campionatele naționale după 14 ani. Am avut o bucurie fantastică, știind că doar Dinamo câștigase în ultimii ani. Am simțit așa că, băi, am adus în sfârșit un titlu pe care Steaua îl căuta de mult timp. În 2013, la Budapesta, ai devenit vicecampion mondial cu echipa României, după ce în sferturi și în semifinale ai adus punctele decisive. A fost acea competiție cea mai bună pentru tine? Da, a fost prima mea competiție la un campionat mondial, am fost debutant. Pot să zic că e și cea mai strălucitoare medalia mea la un campionat mondial, cea de argint. A fost clar cea mai bună competiție pe echipe, pentru că am fost cel care trebuia să închidă meciul, cel care, pe care toată lumea se baza, și atunci, da, am avut o responsabilitate destul de mare. Ai făcut un meci, să zic, unic în duelul cu Aron Silaghi în sferturile de finală, când de la 40-44 ai dat 5 tușe consecutive și ai reușit să califici România în semifinale. Cum ai trăit acel asalt? Mi-a zis atunci Mihai Covaliu, băi, să știi că am foarte mare încredere în tine, chiar dacă ești la primul campionat mondial. Și în momentul în care el a ajuns la 44-40 pentru el, am zis, ok, nu mai am nimic de pierdut, nu trebuie să-mi dezamăgesc colegii, am o responsabilitate și trebuie să încerc să fac cât mai multe și să recuperez cât mai multe tușe, barem dacă tot pierdem, să pierdem într-un mod frumos. Și a fost o senzație fantastică, să știi că poți reveni de la acel scor și în fața unui campion olimpic. În 2016 ai cucerit bronzul cu echipa României, atât la europene cât și la mondiale, dar proba de sabie echipe n-a fost inclusă în programul de la Rio. Ai fost frustrat pentru acest lucru? Crezi că puteai câștiga alături de băieți o medalie? Chiar și acum mai vorbim despre acel an, acel sezon, pentru noi a fost unul fantastic. Odată la 2-3 cupe mondiale câștigam medalii, după aceea au venit campionatele mondiale și europene, unde tot la fel eram clasați în primele 4 echipe ale lumii. Și sunt sigur, cel puțin eu cred, că dacă mergeam acolo, luam medalie. Și chiar am fost foarte frustrat, și nu numai eu, și colegii mei. Care este mâncarea ta preferată? Prefer întotdeauna, la orice oră, creierul pane, făcut de bunica mea de la Slobozia, dar n-aș spune nu niciodată la o porție de paste cu fructe de mare. Dacă ai fost actor, în ce film ți-ar fi plăcut să joci? Clar, Stăpânul Inelilor. Ce pasiune ai? Ce faci în timpul liber? Îmi place să merg atunci când am liber, să mă întâlnesc cu prietenii, să petrecem în aer liber, să distrăm. Îmi place foarte mult să dansez. Și mai nou am o altă pasiune, cea cu chitara. Am primit-o cadou de la soția mea de sărbători. De unde pasiunea asta pentru chitară? Am fost la niște prieteni acasă care aveau o chitară și la un moment dat am făcut ca un fel de stand-up pe muzică. Și mi-a spus proprietarul chitarei, băi, chiar ai așa un talent în a face lumea să râdă, în a face atmosferă, și cred că ar fi foarte bine să iei și tu o chitară. Și m-am trezit a doua zi cu chitara de la soție. Unde te vezi peste 10 ani? Mă văd tot în lumea sportului, mă văd tot o persoană activă. Aș vrea ca după ce renunț la scrimă să mi-au niște lecții de antrenorat. Aș vrea foarte mult să merg în afară să studiez de la cei mai buni antrenori din lume.
mulțumesc, Daniel, că ai venit să-mi faci un interviu, ca să devin și un VIP, pentru că vin naționale și trebuie să le dau la toți la joale.